Da, noroc. M-au auzit bine? Da, aud și văd. Nici nu știu cum să încep, dar uitați-vă la mine și probleme. Cândva eu am trăit în regiunea la Ucraina, e cum din anul 95 am plecat, încă copilul am plecat la Ucraina, acolo și m-am angajat la lucru, acolo și m-am căsătorit, mai scurt așa. Nu, asta a fost până în anul 2009 și am căzut într-un accident. Problema e în care, că când m-am întors acasă, m-am divorțat de asta și am avut cum vid na jitelstvo, am avut acolo și m-am refuzat de vid na jitelstvo, că eu mai merg pe mașină, cum așa, cu ручное управление. Și de asta, mașina cu numere străine. Când am trăit în Ucraina, era un zacon că numai 5 zile de voie, dar acolo nu erau copii și mai mă ducem sam 2 săptămâni tam acolo și m-a refuzat Permis de ședere. de Da. Și acum, când am dat aici, când am încercat în accidente, toate astea, am ieșit aici la Moldova, pașaportul l-am făcut, când am dat la permis de conducere, mai scurt mi-a spus acolo că trebuie iar să-mi fac permis de reședință, nu de la jitele sau asta, așa, să mă duc acolo să-mi fac travalul, permisul de conducere. M-am adresat aici la Moldova, mai scurt nu erau nu sunt autoșcoli pentru așa ceva. Am găsit o unică autoșcoală la Chișinău, dar mi-a spus că mi-a luat licenția, nu știu cum acolo. Și m-a oprit chiar un gaișnic, un poliție, un Poliția polițist. rutieră, da. A spus că, da, și-a spus că, băi, în halul tău și mi-a să ieși, mergi, atent și nu, orice caz, așa s-a făcut. E cum dacă am pensie, cum deodată în Moldova, când m-am întors aici din 2010 și m-am întors, îmi dădea pensia 98 de lei. Până în ziua de azi, mi s-a mărit cu 500 de lei pensia. Ajutor social n-am primit, orice caz, nimic nu am venituri, nici iurea mai mult. Și am ieșit cum dacă cu mașina asta mai ieșim, mai ducem oameni care vrea acolo la Chișinău să-i duc, care la Ștefan Vodă, că eu zic și la Ștefan Vodă. Nu, cum zice, mai taxuiem oricum. Nu, mai scurt, că am fost și la Ochnița, și la Bălți, și la Chișinău, chiar dacă m-a stopat cineva, nu îmi pune nimic, îmi pune atent să fie la drum și drum bun. Orice caz, un singur echipaj de la noi, de la Ștefan Vodă, m-a început să-mi facă procesuri de verbale. Orice caz, până într-așa caz, acum, le-am spus, că băi, eu n-am de unde să-i plătesc chestiile astea și acum am un sud, cum, judecat, m-a dat, oricum. Eu am încercat acolo, prin internet, tot am luat legătură cu băieți, eu am spus, mă ajută, sunt scoată de acolo la Ucraina permisul, unde am lăsat, mi-a dus permis. Am luat tot, nu mai sunt nici câți ani, vreo 2-3 ani cât am umblat, sunt de la Vama aici, la Palac, la asta de sus, Tudora. cărnița cazașcă. Da, la Fedora. O spus că el este fals. Cum este fals? Câți ani am umblat prin taможni, ieșem, intram, iată și aparatorul meu a scos foaia asta din în timp de jumătate de ani de 17 ore am ieșit din țară la volan și niciodată nu mi-a spus. Nu, atunci în orice caz așa mi-a spus și mi-a fost judecată, mi-a dat un an de zile ușlovna, acum mi-a dat și mi-a pus o amendă de 20.000 de lei. Și poliția de rutieră este tot, m-a dat în judecat, oricum cred că am ea cum trebuie să începe judecata în aprilie, dar de a pandemia asta s-a amânat pe 21 octombrie. Și mi-a spus că eu de-am de mult vă urmăresc pe YouTube, dar nu știu, de când des văd că chiar spun și eu, de cum de făcut, cum că eu n-am banii, ești acum să eu să-i plătesc, în orice caz,
orice Dar hai caz, să ne dacă lămurim. știu... Amenda pentru ce ți-au pus 20.000 de lei? Pentru că nu aveai permis, pentru că permisul e fals Nu, sau nu, pentru că nu, umblai pe timp de nu, nu. pandemie? Nu, nu, pentru că permisul a zis că a fost fals. Dar aici la anteprocese verbale, care de la un singur echipaj, măcar că eu întrebam pricina stopării, îmi spunea că nu știm că ești fără permis de conducere și de atâta te-am stopat. N-am încălcat regula niciodată, iată câte ori n-am încălcat niciodată regula. Da, eu, cum suntem dintr-un raion și știu de asta, că eu m-am adresat la poliție, unde să mă duc să învăț, măcar că eu am fost la Bălți, am fost să căutam autoșcolă, Dar te la rog să mă lămurești, Chișinău. permisul pe care îl ai era pe vremea când aveai picioarele. Acum el nu-i Da. valabil pentru că îți trebuie permis pentru conducere manuală. Nu. Dar cum? Uite, la mine a fost în 99, am primit permisul în Ucraina. Acolo am trăit. Eu am spus că din Și în Ucraina 95 am există plecat. așa permis pentru persoane fără picioare, da? Nu, eu eram atunci pe picioare. Așa. Eu în Și nu-i 2000... recunoscut în Moldova sau a expirat? Eu când am căzut în accident, mi s-au pierdut toate actele din mașină. Aha, și ai vrut să faci din nou. Da, când da, m-am adresat să fac din nou, mi-a spus trebuie iară să-mi fac viza de reședință, cum permiterea de Ca să fii ședință. cetățean sau locuitor Da. legal oficial în Ucraina. Altfel, trebuie să Da. umbli la cursuri în Moldova sau în Ucraina și să-ți faci un permis ca și cum din nou. Da, Am Oleg, înțeles. eu am fost la toate autoșcolile din Moldova că să învăț. Nici o autoșcolă, o zic că noi pentru așa invalid, pentru așa situație, nici o autoșcolă nu o să-ți primească. Am găsit o autoșcolă, iar că a fost vă dau și numărul de telefon, unde m-am sunat cu domnul Petru și el a spus că mie mi-a luat licenția. Caut o autoșcolă, dacă la mine este mașină cu ручное управление, cu de asta din Direcție mână, manuală. da, eu tot de o închirie mașina și se duce și faci examenele acolo. Am căutat și așa autoșcolă, dar mă rugam, băieți, dați vă rog să faci o bucată Dar de nu permis. știți prevederile legale, e permis prin lege să obții, să faci Acum cursuri am și să fost... ai permis de conducere în situația asta fizică? Nu, acum am fost nevoit, dacă am văzut am așa ceva, că și aici care am găsit pe internet băieți care ajută, nu am pe internet și că ajutăm cu permisul de conducere, cu documentele și m-am adresat adânsă. Eu am spus, ei bine, noi nu e o problemă, ați găsim în bază și vom face cum le-ai luat mai înainte. Zic, mie tot una, cum și cum, dar că nu mai am de pe și de acasă mor de foame. Dar mă înțelegeți cu pensia mea. Și că, vreo 2-3 ani am mers cu dânsul și când la vamă îmi spun și că el e fals. Zic, cum? Zic, câte ori am intrat, am ieșit, totdeauna vă dădem doar actele, niciodată nu mi-a spus nimic, am muia. Zic că noi nu știm cum tu treci mai înainte. Zic, ia uitați-vă în bază, doar este în bază, că eu, și avocatul meu s-a dus și a scos foaia asta că 17 ore în timp de 180 de zile, am ieșit 17 ore din vamă. La volan, nu ca pasager, dar la volan, cum la Da, da. automobil. Poate Eu am ar trebui spus sesizat Avocatul Poporului, Centru pentru nu. Nedescriminare sau pentru Acum, Egalitate și vreun domnul Oleg, avocat ascultă. trebuie sesizat ca să facă o prevedere legală clară în astfel de situații. Cum așa? Erau școli și acum nu e niciuna care să permită Acum obținerea unui permis oficial. ascultați-mă, vă rog, până la urmă. Acum m-am îndatorit eu cu bani, am fost nevoit să mă duc să mă pun la reședință în În Ucraina. Pridnestrovia, Am Pridnestru. nu, în Pridnestrovia. Doar cum acolo, am niște rude acolo, ei au oferit casa lor după mine ca să primesc viza de reședință acolo. Și acolo am găsit autoșcoală și acolo am învățat, în Tiraspol am învățat, și am primit înainte de 25 decembrie, am primit permisul de conducere. Acum, la Moldova, mi spun, iar am sunat încolo și mi spun că nu, la invalid de gradul 1, că cine este cu dânsul, cu aista Prednestrovski, că noi n-ați vă schimbăm.
am vrut că eu vă spun că mai am copii în Ucraina și eu vreau să Bun, mă dar duc cu în acela, Polonia. cu permisul, cu carnetul de șofer transnistrian, nu poți călători peste hotare, numai prin Moldova și Transnistria. Da, dar asta și-am vrut să-l transfer în Moldova, cum mi-a spus Și tot, cum Moldova zice spun. că de asta pentru persoane cu dizabilități severe nu facem. Iată Da, dovadă de eu. discriminare. Pentru alții fac, pentru cei sănătoși cu picioare fac, dar pentru persoane cu dizabilități nu. Probabil e o problemă legală. Trebuie neapărat sesizat Consiliul pentru Egalitate, Avocatul Poporului și vreun deputat din Parlament ca să inițieze modificarea legii. Eu acum mi-a venit scrisoarea că pe 21 octombrie iar la judecată și de atât aș m-am luat de vorbă chiar cu un om și mi-a spus că e coleg Breda și e fă legătură cu dânsul. Și zic, băi, dar te urmăresc totdeauna videourile lui, zic, eu chiar să-l sun. Dar nu ți-o dat în Și gând. nu. Bun, eu am filmat, am înregistrat ce îmi spui dumneata. Asta s-ar putea să ajungă și la ombudsman, și la Consiliul pentru Egalitate, și la deputați, dar mai bine să-i contactezi direct ca să le dai detalii dacă o să aibă nevoie. Și, în mod sigur, nu știu dacă ombudsmanul, dar Consiliul pentru Egalitate are nevoie de o sesizare de la persoana care se simte discriminată. Așa că îți dau datele de contact, dar neapărat să le scrii individual. Aha, bun, vă mulțumesc. Am înregistrat și publicăm interviul dacă nu aveți nimic de ascuns. La mine, ia că eu pot vă arăt pe picioarele Nu, mele da, ca vă cred pe să... cuvânt, sigur că da. Nu, nu, ia că, ia Cine că ar eu... vrea să pretindă că n-are picioare când le are? Nu, eu le am picioare, dar nu Dar pot sunt merge pe ele. paralizate, Ia că probabil, da. uitați-vă, ia că vă întorc, ia că uitați-vă că nu că să ziceți că eu am ajuns cu oriceva. Nu zic eu așa ceva, stați liniștit. Doar vă spun că eu cu mare plăcere aș vrea eu să mă jet, doar că pot merge. Dar dacă chiar că acum chiar eu și pe internet, cum ia că pe internet sunt pus, cum mi-a spus, vreau să schimb articulațiile. De atâta că mă pot singur încălța, îmbrăca. Am fost aici la Moldova la cum am polița de asigurare, tot, dar mi-a spus la Moldova că noi schimbăm articulațiile pe poliță numai la oameni cei care pe urmă se poate merge. Dar și Iată, mi-a spus, deși încă un caz de discriminare. Adică genunchiul ca iată să-l schimbi, să-l spun artificial ca să se poată îndoie picioarele sau aici din șolduri probabil, le da. pun numai celor care o să meargă, da? Iată eu de asta și vă spun, că Asta iată mi se chiar pare tot inadmisibil și trebuie neapărat sesizat la Consiliul pentru Egalitate. Iată două circumstanțe în care ești discriminat de sistemul medical și de sistemul polițienesc care nu-ți dă permis. acum e că am fost la Odessa și la Odessa mi-a spus, mi-a cerut mai mult, aproape 600.000 de grivini pentru 3 articulații ca să-mi schimbi. Și în Chișinău sunt clinici private care fac pentru Da, banii asta. Dar de dar ce mi-a să nu spus te și... ajute statul dacă ești Oleg, fix? dacă mi-a spus în Chișinău am fost, mi-a spus că eu articulații, de a schimba articulații, 120.000 de lei mi-a spus. E De unde să iau eu mai scump ca banii? la Odessa, da? Da, dar eu și vă spun, de unde să iau banii ăștia? De acord. Doar dacă se dă poate o pocică de-a mea oriceva, dacă ar mășin bun ceva în mine. Da, am Doar dacă înțeles. mă înțelegeți că 11 ani de-am așa numai cu medicamente, iar eu pot vă arăt ce răni am și mișcare și piciorul ăia că mi-a tăiat călcâiul. Am înțeles, Ion. Mulțumesc pentru încredere. Am înregistrat și public chiar acum și îți dau date de contact pentru instituțiile despre care am vorbit. Vă mulțumesc frumos. La revedere. Vă mulțumesc.